Clubul sportiv Corvinul 1921 Hunedoara, care reprezintă județul nostru în Liga a doua de fotbal și ocupă în prezent poziția a doua în clasament, a obținut o finanțare de 1 milion de lei pe baza unui proiect depus la Consiliul Județean Hunedoara și care a obținut un punctaj de 96 din 100 de puncte posibile. Potrivit legislației în vigoare, structurile sportive de drept public pot depune proiecte pentru acordarea unor finanțări din fonduri publice a programelor sportive. La nivelul județului Hunedoara, acordarea acestor finanțări se realizează prin hotărârea Consiliului Județean, iar Clubul Sportiv Corvinul 1921 Hunedoara a fost singura entitate de interes public din județ care a depus un proiect în vederea obținerii de finanțare din fonduri publice. Comisia întrunită cu acest scop a analizat proiectul cu titlul Pregătirea și participarea echipei CS Corvinul 1921 Hunedoara la competițiile organizate de Federația Română de Fotbal în perioada noiembrie-decembrie 2023 și a acordat 96 de puncte din 100. Astfel au fost întrunite condițiile pentru ca structura sportivă din Hunedoara să obțină fonduri pentru pregătirea în bune condiții a competițiilor la care ia parte în această perioadă, mai menționează reprezentanții Consiliului Județean. Suma aprobată de consilierii județeni este de 1 milion de lei.